Proclamarea anului 2022, anomagial anul dedicat rugăciunii în viața bisericii și a creștinului, îndeamnă și tinerii la reflexie și cugetare. Izvor nesecat de inspirație, rugăciunea aduce în cuget trăirea și astfel se așează citet scrierea. Sursă în scriere a reprezentat rugăciunea și pentru elevii de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, care au realizat lucrări legate de importanța rugăciunii în viața personală a tinerilor. La liceul teoretic Grigore Moisil din Tulcea, elevii aflați sub îndrumarea profesorului de religie Stere Constantin s-au reunit astăzi la o sesiune de comunicări și referate despre rugăciune și post. Activitatea extracurriculară a avut ca temă rugăciunea și postul în viața personală a tinerilor și a fost organizată de sectorul învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Tulcii în parteneriat cu liceul. Elevii au primit binecuvântarea preasfințitului Părinte Visarion. Am participat cu bucurie astăzi la o întâlnire de suflet cu elevii de la Liceul Grigore Moisil din Tulcea, vorbind despre anul rugăciunii, anul Sfinților Isihași, dar în același timp vorbind și despre postul nașterii Domnului, perioadă frumoasă, sfântă și binecuvântată în care ne aflăm. Am admirat la cei care au luat cuvântul, a plecarea lor spre rugăciune, dar în același timp și a plecarea lor spre problemele vieții spirituale, spre problemele vieții duhovnicești a fiecărui tânăr. Ne bucurăm de faptul că astăzi am fost împreună cu dânsii și sperăm că întâlnirea noastră a fost de bun augur și în același timp Dumnezeu ne va hărăzi tuturor și nouă și elevilor și conducerii acestei școli deosebite din Tulcea, har și binecuvântare, luminarea minții, în așa fel încât ei să fie cu adevărat, cadre de nădejde și ale neamului nostru românesc, dar și ale bisericii noastre străbune. Am avut bună plăcere să participăm împreună cu preasfinția sa episcopul Tulcii la o activitate întreprinsă într-o școală frumoasă din județul nostru, la Liceul Teoretic Grigore Moisil, unde au fost susținute pe niște teme foarte frumoase despre rugăciune și despre post. Copiii au susținut aceste teme cu folos, cu rod duhovnicesc și, bineînțeles, plecăm cu gândul că Hristos se naște în sufletele noastre. Liceul nostru, Liceul Teoretic Grigore Moisil, a fost gazda unei sesiuni de comunicări și referate, în cadrul cărei am abordat tema rugăciunii și apostului în viața tinerilor. Am avut oportunitatea să-i adresăm prea Sfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulci, întrebări referitoare la viața duhovnicească, referitoare la post, rolul rugăciunii în viața tinerilor și de ce nu au adresat colegii mei întrebări specifice vocației. Am prezentat referatul cu privire la rugăciunea ca esență și ca dovadă a iubirii noastre față de aproape, de, dar și ca certitudine a comuniunii noastre cu Dumnezeu. La finalul întâlnirii, preasfinția sa a oferit elevilor participanți și unității școlare icoane.